Forfotă mare în piața Zahana în această dimineață. Tarabele sunt mai bogate ca oricând cu produse proaspete de sezon. Puteți găsi legume, fructe, brânzeturi sau miere la prețuri ce se pot negocia. Vând aici de 34 de ani. Spuneți dumneavoastră că veniți săptămânal cu marfă proaspătă. Săptămânal, uite, oamenii stau pe lângă mine, vă jurăți că sătură oameni ca să le spui când vin. Ați venit? Am venit luni. Cu ce? La 12. Am venit cu vinete. Am venit cu ardei iute roșu, cu ardei iute verde, cu capie. Da. Bine vânzarea? Foarte bine mers. Cu toate că oferta este una bogată pentru mulți dintre sletineni, prețurile sunt destul de piperate. Am văzut că analizați așa oferta din piață. Cum vi se pare? Relativ bună. De ce spuneți acest lucru? Pentru că mie mi se pare totuși cum la puterea noastră de cumpărare, la pensie. Da? Pensiile sunt foarte mici, n-au de gând să ne dea mai mult, dar... Ce să facem? Ne uităm, punem prețurile și apoi vedem despre ce e vorba. Cumpărați în cantități mai mici, să înțeleg. Da, strictul necesar. Strictul necesar, da. Dar e marfă foarte bună. Oferta, totuși, e scump totuși. La pensiile care le avem, dar la limita posibilităților luăm, când avem încotro. Și mai lasă totuși, mai ales că eu iau din astea mai ieftine pentru gătit, deci de ciorbe, mai pleznite, mai roșii, mă refer la roșii. În rest, iau și ce pot și cum pot. Cum mi se pare oferta în piața Zahana? Potrivită. Și pentru mai cu pensie mai mică și pentru cu pensie mai mare, cumpără fiecare de unde. E o ofertă bună. Bogată. Da, bogată. Dacă e să spun ceva în piața Zahana, o părere de-a mea asta, ar trebui să fie lăsați producătorii din zonele învecinate orașului afară, unde muncesc și unde vând și ei acolo unde pot, pentru că ei aduc produse proaspete și sunt produse de ei. În această perioadă, în piața Zahana, în funcție de calitatea produselor, prețurile la ardei capia pornesc de la 4 lei kilogramul, conopida 6 lei, gogoșarul 5 lei, castraveții 2 lei, iar roșiile 4 lei.